Cum să menții confortul în casa ta în timpul verii? 6 sfaturi utile Pe măsură ce se apropie vara, temperaturile cresc și disconfortul termic devine din ce în ce mai mare, mai ales în mediul urban. Pe lângă aceasta, poziționarea casei sau apartamentului influențează într-o mare măsură temperaturile din interior. Un apartament poziționat către vest sau est va fi mai expus căldurii din timpul verii decât cele orientate spre sud sau nord. Dacă îți dorești să ai parte de veri răcoroase, fără ca facturile la electricitate să te surprindă lunar, ține cont de următoarele sfaturi. Alege cu atenție aerul condiționat. Atunci când alegi un aparat de aer condiționat, trebuie să-ți cont de mai mulți factori pentru a asigura confortul optim în casa ta. În primul rând, trebuie să stabilești de ce tip de aparat ai nevoie și să alegi unde îl vei poziționa. Apoi, Trebuie să iei în considerare numărul de camere și suprafața totală a acestora pentru a alege o capacitate de climatizare adecvată. Alte aspecte importante includ amplasarea spațiului, izolarea termică, consumul de energie, performanța energetică și nivelul de zgomot al aparatului. De asemenea, trebuie să iei în considerare și tipul filtrelor și funcțiile adiționale ale aparatului, precum și prețul și costurile de montare asociate. Toate aceste criterii te vor ajuta să faci o alegere cât mai potrivită pentru casa ta. Utilizează eficient aerul condiționat. Pentru a evita facturile mari la electricitate, setează termostatul la o temperatură moderată, ideal în jurul valorii de 24-25 de grade Celsius. Acest lucru te va ajuta să menții confortul în casă, fără să suprancarci sistemul de răcire. De asemenea, nu uita să schimbi regulat filtrul de aer, deoarece în acest fel vei optimiza performanța sistemului de aer condiționat și vei economisi energie. Totodată, calitatea aerului se va îmbunătăți considerabil, deoarece filtrele curate captează particulele din aer, cum ar fi praful și polenul. Izolează-ți locuința. În acest fel, vei putea păstra răcoarea în interior în timpul verii asigură că ferestrele și ușile sunt etanșe și că izolația este în bună stare, pentru a preveni pătrunderea căldurii din exterior. Cele mai indicate materiale izolatoare pentru pereți, podele și acoperiș sunt polistirenul expandat, vata minerală, spuma poliuretanică sau materiale naturale precum bumbacul sau lâna de oaie. De asemenea, o altă modalitate prin care poți izola casa este prin etanșarea fisurilor și a rosturilor din structura clădirii. Astfel, poți preveni pierderile de căldură sau intrarea aerului cald în timpul verii. Devin o prosumator Cei mai mulți prosumatori se bucură de mai mult confort în casa lor, reușesc să facă economii și contribuie la protejarea mediului înconjurător. Un prosumator poate programa termostatul pentru a menține o temperatură constantă sau poate utiliza funcțiile de economisire a energiei ale aparatului de aer condiționat. Avantajul de a fi prosumator este că poți profita de sursele regenerabile de energie, precum energia solară, pentru a-ți alimenta casa, reducând astfel dependența de sursele tradiționale de energie și contribuind la protejarea mediului înconjurător. Folosește ventilatoare eficiente. Ventilatoarele de tavan sau ventilatoarele cu stativ pot contribui semnificativ la circulația aerului în casă și la răcorirea mediului în mod natural. Folosește-le în combinație cu aerul condiționat pentru a reduce dependența de acesta din urmă și pentru a economisi energie. Ține jaluzele trase. Știai că până la 30% din căldură poate intra în casă prin ferestrele tale. Prin simpla închidere a jaluzelelor sau a draperiilor, poți preveni această acumulare de căldură și poți scădea cu câteva grade temperatura din locuință. Aceasta este una dintre cele mai ușoare modalități pentru a-ți menține casa răcoroasă și pentru a reduce dependența de aerul condiționat. Aplicând cel puțin trei dintre sfaturile de mai sus, te vei bucura de zile și seri mai răcoroase în sezonul cald, dar și de facturi mai mici la energie electrică. Pentru o eficiență sporită, ține cont că prevenția este esențială, ia măsuri din timp ca să nu te confrunți cu efectele căldurii excesive.